Bună ziua și bine ați revenit la un nou interviu Bravo I Still Celebrities. Așa cum v-am obișnuit, săptămânal în platou se află câte o concurentă din sezonul 7 Bravo I Still. Astăzi, alături de mine o am pe controversata, stilata, opulenta Ruxy. Da, bună! Ce faci? Bine, ce să zic și eu. Fac bine, la tip aici, așa. Camere astea, viața de vedete, ce zic. Da, greu, nu? Foarte. Cel mai mult. O să-ți dau câteva întrebări, evident, legate de competiție. O să te rog să fii sinceră dacă vrei și poți, dar am observat că ești de fiecare dată. Da, din păcate. Din păcate. Cum ai primit provocarea? Deci a fost o super mare surpriză și pentru mine, dar și pentru mulți oameni de acasă să te vadă. Pe mine m-au sunat și acum 2 ani, cred că, să vin și am zis că, bă, n-am să vin pentru că nu e pe domeniul meu, nu mă intriga. Puteai fi în sezon cu mine. A, da? Super. Mă certam cu tine atunci. Te făceam pe tine să plângi. Da, nu. Da, pe mine. Și după aia, cum au sunat anul ăsta, nu știu, eram într-un impas de ăsta, că vreau să fac ceva nou. Și cumva a venit oportunitatea asta și am zis, hai să încerc. Mie oricum îmi plac hainele, îmi place să mă îmbrac, îmi place să fiu creativă și pe partea de haine. Deci am zis, ok, vreau să văd ce pot să fac și pe partea de haine. O zonă nouă, practic. Total nouă. Da, dar care îmi place. Zis, surprinzător și pentru mulți de acasă și pentru mine este vadă într-un astfel de proiect. Adică comedie, sketch-uri, VS, Bravo I Still, știi? Sunt două lumi diferite. Da. Păi creativitatea este... First level. Da. Ai fost și te menții pe primul loc în topul clasamentului celor de acasă, votată, cea mai votată concurentă. Nu știu acum pe ce loc sunt. N-am mai auzit de mult clasamentul, deci nu știu dacă m-ai izbătată. Dar până acum ai fost... Până acum am fost, din câte știm, da. Cu ce crezi că l-ai ajuns la suflet celor de acasă vis-a-vis de celelalte concurente? Că am fost eu. Pur și simplu, am ales să fiu eu și să reprezint oamenii diferiți, că eu mă consider un om diferit, cel puțin în România, mai ales ca femeie. Nu mi se pare că arăt la fel sau mă port la fel ca restul femeilor și poate am atras genul ăsta de femei care vor în sfârșit să vadă și un reprezentant al lor la TV sau că vorbește pentru ele. Purtător de cuvânt pentru femeile care sunt altfel. Da, care arată și se simt diferite. Da, eu mă pot considera din așa categorie. Știi, la fel de diferită ca și mine, da. Da. Ce așteptări aveai de la acest show și ce s-a schimbat între timp? Pentru că a trecut ceva, câteva luni de când a început sezonul 7. Nu știu dacă aveam așteptări. Nu, era tot ceva nou și am zis, ok, ce-o fi, o fi. Nu mă așteptam să fie atât de greu. Este mult mai greu decât se vede. Oamenii nu înțeleg prin ce trecem noi aici în fiecare zi, de la muncă fizică, la film, la psihic, la... Oamenii văd doar niște proaste care se ceartă. Ei n-au cum să înțeleagă tot ce trăim noi aici niciodată. Ei văd rezultatul cumva, știi? Nu văd drumul spre exact. Spre acest rezultat. Ești considerată cea mai vocală concurentă. Da, dar când zici adevărul, oamenii nu vor să audă adevărul și atunci stai să mă gândesc dacă să mai fiu vocală sau nu. Cred că dacă să te consideri vocală. Sunt vocală în măsura în care consider eu că trebuie să particip la anumite conversații și să-mi spun părerea. Da. Dar da, unde simt că se minte foarte mult, mă implic. Mai crezi că sunt fete care preferă să nu vorbească doar ca să nu pierdă voturile celor de acasă? Da, am zis asta și o susțin în continuare. Foarte multe își gândesc foarte bine limbajul și comportamentul și felul în care se prezintă în fața camerei de frica voturilor sau, da, că vor să fie votate și cumva să o dea în cealaltă. Dacă ești drăguță să ne dai și un exemplu, 2, 3, 5. Vreo 5, da. Vezi? Numărați. Da, mă gândeam să faci un top 3 eventual dacă... Nu, dar le-am mai zis, se vede, am zis pe post de multe ori. Este alegerea fiecăruia cum vrea să fie, dar mă deranjează în clipa în care felul în care alegi tu să fii, îl faci pe celălalt să pară nașpa doar ca să pară tu mai bună. Acolo e problema mea. Acolo încep să fiu vocală. Eu mă uit la Bravo I Still săptămânal, adică de miercuri până sâmbătă și într-adevăr am participat la multe discuții de acest gen. Eu nu pot să-mi dau cu părerea. Da, știu. Care crezi că este secretul tău pentru a rămâne până în final într-o astfel de competiție? Eu mereu am zis că las munca mea să mă ducă unde o să ajung. Până acum doar prin muncă am ajuns unde am ajuns. Și o să mă chinui să am ținute bune, momente bune.
Și mai nervi nu mai am. Nu mai am energie de nervi, deci... Apropo, felicitări pentru ultima gală. A fost mulțumesc. Absolut senzațională. Ai dat peste cap TV-ul. Da. Da, nu știu, nu știu. La propriu și la figurat. Da, chiar a fost un moment da. Senzațional. Felicitări. Momentul în care a intrat Viviana Sposub pe porțile Bravo Ai Stil, ai avut o reacție cumva deranjată sau negativă? A, când a venit ea? Da, mă vedeam la gală și zic, stai... Nu, când a intrat în platou pentru prima dată în competiție. Da, acolo am greșit, trebuia să mă conțin. Să fiu și eu conținută. Dar sunt prea sinceră și mi-a scăpat fața, m-a trădat. Te taxează un pic Dulce, dacă sunt comentarii, pentru că ai scos la iveală cumva viața personală a ei. Hai mă, să fim serioși, n-am scos nimic la iveală. Viața personală era deja scoasă în toată presa. Nu am scos-o eu. Cumva, dar, din nou, da, felul în care se denaturează cuvintele în acel platou duce spre a părea că eu sunt geabră. Da, că discuția, știi și tu, a luat o amploare și, na, cei de acasă e material pentru cei de acasă. Ce crezi despre asta? Adică dacă ar mai fi, s-a mai întâmplat o dată, ai mai vorbit despre acest subiect? Nu, nu am nici să mai vorbesc despre acest subiect, că nu era un subiect în sine, eu doar am spus de unde o cunosc și atât. Bă, dar relația voastră, acum, în afara platoului, de ce natură este? Bună, bună. Nu vă sunați, nu vă vorbiți. Dar nici înainte nu ne sunam, adică nu eram... un accesoriu, ai și tu. Ți se pare că purtăm aceleași lucruri sau ce? A, nu, nu, nu. Știți că în ochii tăi mă jignești. Da, cam așa am luat-o, jur. Da, băi, eu când eram în sezonul nostru, știi, mai dacă nu-ți ajungea ceva, nu știu, sau pe grabă, când ești în platou, nu știu. Îmi sună o prietenă mai stilată, cu stil și îi zic, dăm și mie că ai geanta aia scumpă, scuză. Sau dăm papucii tăi, sau... Scuză-mi, scuză-mi întrebarea. Te scuză, să fac cum mă bucur. Tu spui că nu ai stilist și toată lumea te acuză, de fapt, că ai, au circulat vorbe cum că te îmbracă Silvia, după aia a zis că nu te mai îmbracă Silvia. Nu știu de unde ești asta cu Silvia, jur, eu cu Silvia m-am fost odată și atât, adică nu înțeleg. Probabil pentru că Raluca a zis odată că în momentul în care se uită la tine, în stylingurile tale o regăsește pe Silvia. Cumva și ea la fel era de... Păi, eu cred că emisiunea, în fiecare sezon al emisiunii, se aleg oameni în funcție de tipologii. Da. Și probabil eu sunt cea care au ales-o ca să fie tipologia Silviei, neștiind. Adică probabil s-a nimerit să fiu în tipologia Silviei. Oare să fie și... finala. Adică același rezultat ca al Silviei. Eu m-aș bucura pentru tine, să doresc din toată inima, dar tu să te nargesc cu putere că durează ceva. Da, știu. Dar, uite, fetele zic că tu ai stilist și așa mai departe și zic că tu minți. De ce ai, dacă să admitem că ai stilist, de ce ai mințit? Pentru că în acel platou se gândește foarte pervers și doar prin gândire perversă se poate ajunge undeva în gândirea multora din acel platou. Și atunci s-au gândit că și eu mă gândesc pervers și să mint. Probabil să atrag empatia publicului că eu n-am stilist, nu știu, nu-mi dau seama care este gândirea, că încă nu mă prind, că eu nu sunt la nivelul de perversă în viața reală. Acasă, că nu fac, da. Dar... acasă e teritoriul tău. Da. V-am spus, când tu arunci niște cuvinte fără dovezi, sunt doar bârfe aruncate, bârfe. Așa adică este. Tu pari la penibil mai mult decât cel care e acuzat. Vezi că, având în vedere styling-urile tale, pentru că sunt foarte elaborate, sunt foarte actuale, sunt fresh, foarte gândite, minuțios gândite, ba chiar. De aceea se gândesc că poate nu ești chiar o sursă nesecată de stil. Adică cum te descurci singură? Am dat-o în bară de câteva ori, pentru că de eram prea obosită. De puțin. Da, dar eram foarte obosită. Erau și gale, n-am mai făcut față psihic și am dat-o în bară cu ținutele. Creierul meu nu mai funcționa. Dar dacă te uiți la styling-ul meu și cam ce styling se face în România de experți, da, nu se pupă. Știu. Se vede că e ceva din creierul meu, adică nu e pe același gust românesc. Crezi că e o regulă ca persoana care se îmbracă bine în competiție să se îmbrace bine și acasă și pe stradă? Nu. Și pentru că Mădălina Panfilă a zis că ea se îmbracă bine și pe stradă și peste tot. În schimb, tu te prezinți foarte stilată, dar... Păi, ele se îmbracă bine peste tot pentru că probabil ies cu alt scop pe stradă. Eu pe stradă ies să mă duc să-mi fac treaba și să-mi filmez sketch-ul sau să mă întâlnesc cu cineva să-mi scriu sketch-ul. Nu mă interesează cum arăt, cum mă vede lumea. Eu sunt Bill Gates, mă duc să-mi fac treaba, să fac bani. Și să ascult manele, de altfel. Da, mă distrez în fiecare dimineață cu storiile tale. Crezi că Anda Adam se ascunde după, să zicem, o altă personalitate și nu e ea cea reală?
Pentru că ai spus într-o altă ediție că în spatele glumelor răuțe, acolo se ascunde adevărata Anda. Da. Am zis-o și în platou și mereu de câte ori am fost întrebată. Anda are talentul de a manipula și învârti lucrurile în favoarea ei și a denatura din nou subiectul care se află atunci încât să pară ea cea victimizată. Dar asta e s-o și Moris. Adică nu-ți doar eu nebună. Și apropo de Moris, ce crezi despre conflictul dintre Anda Adam și Moris Munteanu? Crezi că Anda se victimizează sau... S-a adeverit ce am zis eu cu Ioana. Punct. Și Moris niciodată nu i-a jignit corpul, nu a făcut-o să se simtă nașpa ca fizic. Din contră, el a zis doar că stilista nu o îmbracă conform conformației ei. Nu știe să-i adapteze ținutele conform conformației. Nici de cum că iar avea un corp nașpa. Niciodată exclus. Ce părere ai despre faptul că o stilistă îmbracă 4 sau 5 fete din acest sezon? Adică, practic, e o luptă între un stilist, tu și încă o concurentă sau două. Da, să vedem cine o să câștige. Nu știu. Este... Pe mine nu mă frapează că una le îmbracă pe 5 sau 4 câte sunt, ci cât de diferit le îmbracă pe toate. Eu acolo mă blochez. Da, exact. Am vorbit și cu... Ele au fost invitate aici, la noi în platou, și le-am și întrebat ce părere aveți despre faptul că luați steluțe diferit, luați note diferit, adică mă gândesc că este frustrant. Ele știu. Eu aici chiar nu pot să mă pronunț, ar trebui ele să certe între ele, să se... Îți ajunge cât ai, am înțeles. Crezi că vei ajunge în finală? Nu știu dacă îmi doresc. Nu știu dacă mai am putere. Ai, mă rog, zi. Cum să nu-ți dorești? Ai muncit până acum. Știu, dar... Nu așa mult. Viața mea continuă. Adică, nu știu, sunt... Se vede oboseala în energia ta. Nu e oboseală fizică, e oboseală... Psihică. De ce să fac asta dacă aș putea să n-o fac? Cumva așa mă gândesc, nu știu. Dar e foarte aproape, să zicem, realizarea scopului tău. Că totuși ai intrat cu un scop în această competiție. Știu că e... Să fac haine. Mi-am demonstrat că pot să fac haine și ținute până acum. Cred că mi-am demonstrat. Mă duc să fac haine singură. Dacă tu ajungi în finală, cine crezi că va fi alături de tine? Pentru că ajung 4 concurente și vreau să... 4 suntem în finală? 4 în finală, da. Și vreau să faci așa un top. Nu știu. Probabil eu, Nicoleta, Aviana și Panfile. Probabil astea suntem. Aha. Raluca, crezi că n-are șanse? Nu știu ce să zic. Ok, n-am mai rămas mult și vedem. Vreau să te mai întreb încă ceva și gata, te las să te îndoci la filmări. Referitor la acea gală în care a fost un mare sărut pasional. Ce s-a întâmplat acolo? E un prieten al tău, după cum am înțeles, nu e iubitul tău, nu? Nu, n-a fost niciodată iubitul meu, da. Un prieten al tău, cum ți-a venit ție ideea asta și cum a acceptat el, cum i-ai zis, cum s-a întâmplat? Păi a fost simplu, aveam gală de nuntă, trebuia să fim mire și mireasă și tot ce mi-a venit în cap a fost dansul miresei și sărutul la final. Și a zis ok, o faci ca la carte, adică nu de la de... Facem cum trebuie. Eu eram în fața televizorului, mă uitam, ok, gală faină, nice. Și când v-ați sărutat, am fost așa, what? Ce s-a întâmplat aici? Am zis, ce a fost asta? I-am zis înainte, nu te reții cu nimic. Faci un sărutul de ăla de filme. De... Și probabil el, cunoscându-te, știi, a mers păi, până în pânzele albe. Roxy, eu îți doresc toată energia și toată răbdarea și tot succesul din lume să ajungi acolo unde îți dorești. Îți mulțumesc mult de tot pentru acest interviu. Te las să te întorci la filmări. Noi ne vedem săptămânal cu interviu Bravo Ai Stil Celebrity cu fiecare concurentă din acest sezon Bravo Ai Stil. Pa!